numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Ce înseamnă arătare sau epifanie? Loc în care se descoperă sau se vedește un lucru știut și nevăzut. Dacă vom lua capitolul 1 din Facere, vom citi că acolo se pomenește următorul text. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci, iată, sunt mai mulți. Aici este vorba de sfatul Sfintei Trei. Este prima mărturie din Sfânta Scriptură, care echivalează prezența Sfintei Treimi în sfatul de taină al creației lumii văzute. Dacă vom lua textul de astăzi, care s-a pus duminică înainte de botez, vom găsi acolo o altă mărturie, la fel de puternică, în care se descoperă sfatul Sfintei Treimi. Iată, eu trimit pe îngerul tău înaintea feței tale. Deci, din nou, prezența Sfintei Treimi. Unimea în ființă și în trăirea în persoane. La Iordan întâlnim glasul Tatălui din cer și vedem pe Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, la stejarul mamvrii, vedem ce? Trei tineri stând la masa lui Avram. Cei trei tineri de la stejarul din Mamvri negociază mântuirea păcătoșeniei oamenilor cu umanitatea de la om la om. Doamne, dar dacă vor fi 50 de drepți, vei pierde cetatea aceasta? Nu o voi pierde. Doamne, dar dacă vor fi 40 de drepți, vei pierde cetatea aceasta? Nu o voi pierde. Doamne, dar dacă vor fi 30, vei pierde cetatea aceasta? Nu o voi pierde. Și în final spune și Doamne, dar dacă vor fi 10 drepți, vei pierde cetatea aceasta? Și atunci se aude glasul îngerului care spune, nici pentru 5 drepți nu voi pierde cetatea. Dar iată că de data aceasta în cetatea Sodomei și Gomorei nu erau decât 3 drepți. Era Lot cu cele două fiice. De unde știm că Lot era curat? În momentul în care mâncau tinerii la masa lui Avram, i-au spus așa, păcatele sodomenilor și gomorenilor strigă la cer, mă voi pogorî și voi vedea. Deci auzi, mă voi pogorî și voi vedea. Și unul din tineri s-a dus, iar doi din îngeri l-au însoțit pe Avram în Sodoma și Gomora. De ce? Atât de întunecată era starea de păcat, încât Dumnezeu care crease pământul nu putea să amestece cu întunericul. Și ca să fie prezența lui Dumnezeu, ca să fie prezența lui Dumnezeu pe cărarea păcatului până în Sodoma și Gomora, era nevoie de un drept și acela era Avram. Deci Avram îi însoțea pe îngeri ca prezența lui Dumnezeu să fie posibilă în întunericul spurcat al păcatului. Până la ușa lui Lot. N-ar fi știut Lot că există acel, n-ar fi știut Dumnezeu că Lot cu cele două fiice există acolo. Ba da, tocmai pentru el a făcut această călătorie. Și în momentul când a ajuns în locul cu pricina, toți locuitorii acelei cetăți pofteau pe acei tineri ca să desfrâneze. Și a spus, am două fete cinstite, vi le dau pe ele. Și a spus, nu, pe ei vrem. Și atunci Dumnezeu i-a orbit, a dat o ceață puternică, le-a dat bube și i-au făcut să se chinuie toată noaptea ca întunecați, iar în răsăritul soarelui, pe când Lot și cele două fiice și soția plecau să se suie în muntele Țoar, îngerii lui Dumnezeu pierdeau Sodoma și Gomora cu foc și pucioasă. E explicată la Discovery printr-o mare explozie și mare erupție vulcanică care a dus la mistuirea acelei cetăți. Deci totul este posibil în știință.
În momentul în care femeia întoarce capul, rămâne în stâncă de sare, deci se îndoiește de puterea Dumnezeirii cu gândul la zorzoanele și bijuteriile ei pământești. Și o vedem și astăzi la Marea Moartă, ai impresia că e un, că e o sculptură din asta clasică, creată de o mână de artist. Mai departe, trecând peste această etapă, stejarul Mamrii, întâlnim din nou prezența Sfintei Trei la potop. După ce s-a trecut potopul, oamenii prin Nimrod împăratul și-au făcut un tur înalt până dincolo de nori. Și a zis Dumnezeu, aceștia s-au înnebunit la minte, zice, vor să treacă de dreptatea mâniei lui Dumnezeu. Deci l-au scos din sărite. Și atunci le-a amestecat limbile, să ne pogorâm și să vedem, să le amestecăm limbile. Și în felul acesta s-au făcut toate națiile Pământului, așa cum arată și hronograful lui Chedrinos, cu tot felul de năuci, cu tot felul de năluci, cu tot felul de oameni de tot felul, nu că Dumnezeu ar fi fost chinez, corean, negru, alb, roz, ci păcatele lor i-au schimonosit pe specii și pe nații, cum îi vedem în zilele de astăzi, după mulțimea păcatelor lor. Singurul popor fiind al lui Eber, care s-a retras în munte și n-a vrut să supună stăpânirii facerii turnului Babel, cel care a fost făcut din cărămizi multe, dacă ați citit Scriptura. O altă arătare a Epifaniei a fost cea de la naștere. Când cei trei magi, păgâni fiind, dar curați cu inima, călăuziți de steaua despre care v-am vorbit, că nu era o stea oarecare, era o stea călăuzitoare, își avea rostul în cer, dar încurca pe toți astrologii și astronomii de la vremea respectivă, că nu-și dădeau seama de unde a venit și unde a apărut deodată în orbită. Era steaua care apărea și dispărea atunci când era nevoie sau drumul se greșea, de aia se spune și stea călăuzitoare, care nu face altceva, deci care nu face altceva decât să împlinească cuvântul Scripturii, stea din Iacov și sceptru din Iuda. Deci steaua stătea deasupra unde era pruncul. Și așa se spune și la proscomitie când acoperim Sfânta Prescură trupului Hristos care se jerfește euharistic și preotul este un mag care se călăuzește după lumina stelei. În momentul în care ajung în fața Mântuitorului, unii îl văd vechi de zile, unii îl văd prunc și unii îl văd împărat. Deci iată iarăși o formă de arătare a Sfintei Treimi. Deci iată iarăși o mărturie pe care o vom mai găsi în activitatea mesianică a Mântuitorului când iudeii cer semn și saducheii și Mântuitorul spune, Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și atunci se aude ca un glas de tunet din cer, acesta e Fiul meu iubit, pentru care am nevoit pe El să-L ascultați. Și unii spun, a vorbit Ilie, a vorbit Ioan Botezătorul, nici vorbă. Era cuvântul Tatălui din veac. O altă epifanie, deci este cea de astăzi, de la Bobotează, în care Duhul Sfânt, deși la cinzecime îl vom vedea în chip, ca de limb de foc, aici îl putem vedea tot în libertate de voință și de lucrare a Dumnezeirii, în chip ca de porumbel, iar în textele vechi, iar Duhul în chip de porumbă adeverit întărirea cuvântului. Deci, vorba de pasăre, simbolul păsării și de aceea porumbelul alb este rămas până în zilele noastre în pictură sau în imnografia bizantină, ca fiind prezența Duhului Sfânt. Deci, aici se întâmplă două lucruri deodată. Întâi, cu tremurarea stihiilor și a naturii, care ia contact cu ziditorul, iată-L pe Iisus Hristos în apele Iordanului, care se înspăimântă, se oprește și se întoarce înapoi. De ce? Se atingeau de Cel ce le-a creat. Simțeau mâna Făcătorului. Deci, aici este cea mai mare taină. Natura și ființa, tot ce este pipăibil, tot ce vedem noi material, are viață. Indiferent că e o piatră, indiferent că e un pom, indiferent că e un astru, indiferent că e o algă, că e o iarbă, că e orice făptură, cât de mică și firul de nisip este în mâna lui Dumnezeu și are viață. Deci Dumnezeu a pus viață în toate acestea. De ce? Pentru că le cârmuiește pronia Lui. Pronia Lui este cea care mișcă fiecare lucru. Tu scoți vântul din visteriile adâncurilor. Tu pui norii pe cer.
tu pui presuri negura ca cenușa, tu pui gheața ca pâinile, deci arată psalmul. Tu pui izvoarele în văi, tu dai munților ape, tu citiți psalmul vecernic, ca să nu-l repetăm aici. De ce vă spun toate acestea? Ca să înțelegeți că natura a simțit pe cel care a creat-o. Și cineva va spune, cum să aibă piatra viață? Simplu. V-am amintit ieri la duminică sau când am avut duminica înainte de botez. Când Elisabeta fugea cu pruncul în munte și urmăritorii alergau după el, a zis, munte, deschide-te și înghite pe prunc și pe muma lui. Și s-a făcut peșteră în munte, nefăcută de mână de om, și ea a intrat acolo și a crescut izvorul și finicul, care a hrănit un an de zile pe Elisabeta cât i-a dat lapte marelui Ascetioan Botezătorul, cel care avea să fie și înainte mergătorul lui Hristos. Prieteni din pântecele Maicilor, prieteni încă din mitrasul Maicilor. Și venind Maria la munte de grabă, s-a întâlnit cu Elisabeta și spune că îmbrățișându-se, pruncul a săltat în pântece de bucurie, iar Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt. Deci a devenit prorociță. Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu, adică Maica Creatorului meu? Deci iată ce frumos se exprimă Elisabeta, insuflată de Duhul Sfânt. Iar Fecioara Maria, care îl purta pe Hristos, spune și ea că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Aceasta este icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, despre care se spune mute să fie buzile păgânilor care nu o cinstesc, că se cheamă povățuitoare. Este singurul loc în care Maica Domnului, singură prin prorocie, preamărește starea de har pe care o poartă prin pruncul Iisus din pântecele ei. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem, în momentul în care Iordanul ia contact cu cuvântul cel veșnic, unul născut mai înainte de toți vecii, dar unul din mamă sub vrem, aici are loc o cutremurare. Așa s-a cutremurat pământul la răstihnire, așa s-a crăpat muntele în două, așa s-a rupt catapeteasma templului, așa s-a înroșit luna ca sângele, așa s-a întunecat soarele, așa s-a făcut întuneric pe toată fața pământului. Deci iată, stihire cum participau la suferința, așa zisă, a omului Dumnezeu, a omului nevinovat, a umanității absolute, călcată în picioare și descalificată de cine? De un popor nerod și ticălos, care spunea sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Deci își atrăgeau singuri pedeapsa mâniei lui Dumnezeu prin încăpățânare. Și încăpățânarea merge până la vârful de apogeu, când tot ei spun, cum i-ai mântuit pe alții, mântuiește-te și pe tine. Cum i-ai vindecat pe alții sau ai făcut atâtea minuni, dă-te jos de pe cruce. Dar aici nu vorbea Dumnezeu, nu vorbea omul, ci Satana. Aici era un război, pentru că o să vedeți ce spune în Cântările când o să ieșim afară la aghiazmă. Prin intrarea în apă ai rupt zapisul cel din veac al Satanei. Acel zapis din veac pe care Hristos a venit să-l curme, de fapt acum a închipuia cu totul altceva. Pustiul Vitavara sau pustiul Iordanului, cu această apă binefăcătoare numită Sfântă, pentru că este singurul izvor de apă dulce care se varsă într-o mare sărată, ce este de fapt? Raiul a fost făcut în teritoriu pământesc, în Mesopotamia de astăzi, între Tigru și Eufrat. Ei, Tigru și Eufrat. Ei, acest Iordan, prin mijlocul pustiei, preînchipuia căderea și mizeria omului care a făcut-o, care a putut-o face naturii prin căderea lui în neascultarea de Dumnezeu. Și aici se preînchipuia pustietatea raiului pe care a putut-o crea omul prin neascultarea de Dumnezeu. A vorbit cu el, a mâncat cu el, a sfătuit cu el, au lucrat împreună în rai când a pus să dea nume dobitoacelor și au discutat atâtea lucruri frumoase și la un moment dat, eu îți spun ție, nu-ți băga nasul acolo că vei muri, tu te întorci cu spatele, eu mă uit la tine cum greșești, tu întinzi mâna în pom și îmi spui femeia ce mi-ai dat-o. Și atunci, sigur, că aici, de data aceasta, Adam întinde mâna spre diavol să devină Dumnezeu. Asta este taina și esența greșelii umanității, că a vrut să devină Dumnezeu prin mijloace neconvenționale.
Și astea le întâlnim și în zilele noastre. Un adventist, un jehovist, un baptist, un penticostal. Ei toți se cred sfinți, toți se cred fiii lui Dumnezeu. Dar nu după har și nici după ființă, ci după încăpățânarea minților. Nebunul are drepte cărările lui în mintea lui. Și atunci sigur că și Adam a avut aceeași erezie, aceeași cădere. A stat la sfat cu dracu și i-a spus, vreau să cunosc binele și rău. Și dracu i-a spus, mănâncă din pom că vei fi ca Dumnezeu, vei cunoaște binele și rău. Această semnătură, acest proces verbal a rămas până la Iordan. La Iordan trebuia să vină Adam cel nou cu Duh dătător de viață, cel ce de fapt era pomul vieții în mijlocul raiului, și umanitatea curată, nealterată, nemurdărită, neatinsă, umanitatea ascetică, și când vorbim de umanitatea ascetică, aici Ioan Botezătorul e prototipul absolut. Ce calități găsim la acest înainte mergător și botezător Ioan? Hrănit cu mană de înger în pustie, educat și învățat de înger. De unde a știut Ioan Botezătorul, crescând singur într-o peșteră, să vorbească limba iudaică? V-ați pus vreodată întrebarea? Uite, o chestiune simplă. De unde știa Ioan Botezătorul ce fac vame și în cetate? De unde știa Ioan Botezătorul cu ce se ocupă ostașii în oaste? De unde știa Ioan Botezătorul de nedreptățile și fără de legile oamenilor? El trăia în pustie, nu? Coordonat de înger. Avea în coșuleț zmeură, avea fructe sălbatice, acride, lăcuste, lăstari. Lăcustele erau un fel de greieri mari, așa, care au niște picioare musculoase și alea se consumă. Era ca cum am mâncat noi fructele de mare. Deci cam așa era la vremea respectivă acei țânțari aia mari. Ei, acest ascet avea o haină dintr-o piele de cămilă, era încins cocurea cu niște sandale în picioare, un toiac nepeptănat, nebărberit, neferchezuit și mai mult decât atât, Scriptura spune, în fața lui n-a intrat brici sau sicheră sau băutură amețitoare, n-a băut. De ce? Era om ales al lui Dumnezeu. Același lucru l-avea și Nazireul, dacă vreți să știți, încă o preînchipuire a căderii lui Adam, Nazireul Samson, cel care a căzut cu Dalila când i s-a tăiat părul și apoi filistenii l-au băgat și în momentul când și-a revenit și i-a crescut părul, ei nu și-au dat seama, oricând a răsturnat templul pe ei, a rupt stâmplele templului, stâlpi aia puternici și a năruit tot templul faraonic acolo pe ei. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că acest Ioan Botezătorul venea din perspectiva omului absolut. Nu stăpânit de îmbuibare și spune despre el, mărturisește chiar Hristos. Ce ați ieșit să vedeți? Trestie clătinată de vânt, om în haine moi, a venit fiul omului mâncând și bând și nu l-ați primit. A venit Ioan Botezătorul, nici mâncând, nici bând. Deci iată. Și nu l-ați primit. Au venit proroci în numele meu, i-ați ucis cu pietre, le-ați vărit mormintele. Și șterge Iisus Hristos cu ei într-o predică a fariseilor și a saducheilor de a-i face varză. Ofticați și rătăciți până la orbire, caută tot timpul ca să-L omoare pe Iisus în activitatea mesianică. Îl duceau până în buza muntelui, El trecea printre ei și se ducea. De ce? Era lucrarea lui Dumnezeu. Nu? Ei nu știau că împlinesc Scriptura. Dar de ce vreau să ajung aici? Ca să înțelegeți că acest Ioan, omul absolut, fără de păcat, înger în trup, cel mai mare om născut din femeie, așa și spune, de ajuns să-ți este ție mărturia Domnului. Că așa și spune, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul tău. Pe îngerul meu înaintea feței tale. În momentul în care Ioan Botezătorul ajunge la apă, deci în momentul în care Ioan Botezătorul ajunge la apa Iordanului și vede pe Iisus, pentru el apare o deschidere. Deci este prima dată momentul absolut la începerea Noului Testament când un om vede dincolo de fizic, dincolo de lumea obișnuită, dincolo de omul, de ochiul obișnuit, de ochiul cu care noi vizualizăm ceea ce se numește fotoni, lumină. Și spune, dar eu am nevoie de botezul tău. Deci îl vedea că este mai mare decât ea. Eu am nevoie de botezul tău. Și a spus, nu, lasă să se împlinească cele scrise în lege. Și atunci Ioan pune mâna în creștetul stăpânului.
Deci Ioan pune mâna în creștetul stăpânului. Dar ce se întâmplă înainte de a pune mâna în creștetul stăpânului? Are vestire dumnezească peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se, acela este. Deci iată ce vestire a avut. Ioan s-a uitat, l-a privit, pentru prima oară n-a văzut nimic, Iisus n-a mărturisit în apă fiind fără de păcat, a spus chiar Iisus, de mă vedește cineva de păcat să spună. În momentul în care Fiul lui Dumnezeu iese din ape și calcă pe uscat, ce se întâmplă? Se deschid cerurile. De ce se deschid cerurile? Ca să știți și voi. Duhul Sfânt, energia necreată a Sfintei Treimi, nu putea pătrunde prin interstelarul murdării de draci. Pentru că dracii când au căzut în calitate de îngeri buni și s-au transformat în îngeri răi, s-au împrăștiat în văzduh. Mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime, spune prorocul David. Ei, Duhul Sfânt nu se putea atinge de întuneric și atunci s-a făcut o cărare în cer. Unde mai întâlnim această cărare cu ceruri deschise? Într-un singur loc. La moartea arhidiaconului Ștefan, ca să vadă tronul lui Dumnezeu și pe Fiul lui Dumnezeu, de-a dreapta Tatălui, ridicându-se în picioare de pe tron și privind martiriul lui. Deci iată câtă demnitate câștigă arhidiaconul Ștefan în fața Fiului pe care îl mărturisește. Și o mai întâlnim la adormirea Maicii Domnului, când personal Iisus Hristos se coboară și ia în brațe sufletul Maicii sale și îl duce la cer. Și mai întâlnim într-un loc, la înălțare. Iată pe Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, dar cu haina plină de sânge din vosor de pe pământ, care se urcă la cer din treaptă în treaptă până la cincizecime și din treaptă în treaptă se oprește și stabilește în har ierarhiile îngerești. Și ce face? Nu se atinge de nimic necurat, pentru că ierarhiile cântă și îi fac culoar de lumină până lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. De ce v-am explicat acestea? Ca să înțelegeți că la Iordan n-a fost o oarecare poveste sau un fel de legendă. Nu! Ca să vezi un stâlp de foc de la cer la pământ și cerurile deschise până se vede Duhul Sfânt în chip ca de porumbel deasupra lui Iisus, e o taină. Și în momentul în care Ioan vede porumbelul, atunci de-abia se adresează lumii și spune: iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Și atunci le spune: eu v-am botezat cu apă. Cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. De ce? Vedea focul ce curgea din cer. În momentul în care spune acest lucru, mulțimile se cutremură. Și începe din nou un alt act, un act de îndreptare pentru cei ce doreau mântuirea și își mărturiseau cu adevărat păcatele și se botezau, și un act pentru cei perverși și ticăloși, că din ăștia găsești tot timpul, care făceau totul din formalism. Și ce spune Ioan Botezătorul? Cea mai puternică predică. Deci nici nu s-a existat o predică mai lungă și mai concentrată. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Deci iată ce frumos. Vedea cum Duhul Sfânt se va coborî pe pământ. Vedea cum Duhul Sfânt trebuie să vină să vindece umanitatea de căderea și de înhăitarea cu diavolul. Vedea cum Duhul Sfânt plutea ca la facere deasupra apelor, dar de data aceasta sfințea apele Iordanului. Și de ce? O să vă întrebați de ce. Vă spun și de ce s-a sfințit firea apelor. Nu într-un mod întâmplător. 3 ani și jumătate de activitate publică, 40 de zile după înviere, 10 zile de la înălțare până la pogorâre, este timp în care oamenii ar fi fost lipsiți prin propovăduirea apostolilor sau prin învățătura mesianică de Duhul Sfânt. Dar apa odată sfințită, indiferent că circuitul apei în natură se face nori, ploaie, apă freatică, aburi, nori, iar ploaie, pentru că Dumnezeu a pus tăria și sub cer și pe pământ și în ape și peste tot. Deci ce face? Sfințind apele, de fapt sfințește materia cea mai la îndemâna omului. Și atunci orice om dorea să se curățească, trebuia să primească botezul.
Ireneu Mihălcescu scrie aceasta într-un tratat de lucrare de doctorat. Taina botezului. De ce vă spun lucrul ăsta? În momentul în care Iisus sfințește apele și intră El în ele, Duhul Sfânt nu din cer să revarsă ape, ci revărsările Duhului Sfânt vin peste oameni și luminează mintea celor care vor să-L cunoască pe Dumnezeu, cel ce prea înțelepți pe pescare ai arătat și prin trânsii lumii ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție. Dar apele se sfințesc de atingerea de însăși Fiul lui Dumnezeu. De chiar Fiul lui Dumnezeu. Deci de El se sfințesc apele. Și cum se sfințesc? Toate se umple de viață, de viață dătătoare de viață. Adică, era, că așa a spus, eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. Și eu am venit ca lumea să aibă și mai mult să aibă. Deci întâi ca apa crește planta, te hrănește, asigură metabolismul biologic, etc. Aceeași apă sfințită de data aceasta, lucru demonstrat și azi de așa zâși filozofi cu rechi, cu paranormal, cu prostidia lor, au pus cristalul de aghiazmă, așa spun ei, au pus molecula de aghiazmă la microscop sau au studiat-o din punct de vedere cibernetic și au văzut că H2O și toată legătura asta chimică are ca o formă de cruce. De ce? Pentru că o binecuvintează preotul în semnul crucii și bagă crucea în ea. Și atunci Duhul Sfânt se folosește de arma și de puterea creștinătății. Deci prin cruce se sfințește. Chiar dacă nu bagi semnul, faci semnul. Și atunci apa și ia semnul crucii. Și spune că apa care este sfințită are o formulă foarte ordonată față de apa nesfințită în care se găsesc materii stricate, alge, mortăciuni, tot felul de microelemente din astea ale naturii organice. De ce v-am spus lucrul ăsta? Odată sfințită apa, Iisus iese din apă. Dar botezul va continua până în zilele noastre. Și noi de unde știm că apa și-a pierdut din fire? De câte ori facem taina Sfântului Botez și n-ați fost atenți niciodată că nu v-a interesat? Tot de atâtea ori preotul sfințește în clistelniță apa cu care botează pruncul, și spune și o formulă foarte interesantă. Minunat ești, Doamne, și minunat ești lucrurile tale, niciun lucru nu-i de ajuns la lauda minunilor tale și să se depărteze de la robul tău acesta și să botează orice duh viclean și suflă în semnul crucii deasupra apei. De ce? Ca nu cumva să rămână în chip ascuns vreun duh viclean care să vadă la minte și la suflet pe cel botezat. Adică satana să nu mai stea ascuns în apă, adică în materie, ca oarecând la căderea lui Adam. De ce? Că au fost două ape. Este apa Evangheliei dătătoare de viață și este apa dătătoare de moarte, Evanghelia diavolului, care vine paralel cu Evanghelia lui Hristos. Pentru că dracul, să știți, el n-a fost un inteligent niciodată. A fost un înger luminat. A văzut slava lui Dumnezeu. S-a bucurat de lumina treimii. S-a bucurat de tronul dumnezeirii. Dar n-a știut niciodată tainele de la tron. Pentru că alea erau un înger, alea se discutau cu îngerul de mare sfat. Și el a rămas întotdeauna pe margine. Ca un intrus care scoate vorba din casă. Băi, am auzit pe aia certându-se. Dar nu știe motivul și de ce. Dar răspândește ca răspândacul. Ei, același lucru a făcut și dracul. A ascultat așa, a tras cu urechea, a mai filat el de aici de acolo câte o vorbă, le-a întortocheat și a spus un subiect. Dar ce s-a vorbit în rai n-a știut niciodată, ci l-a făcut pe om să spună. Când el se învârtea în jurul raiului și Dumnezeu îi explica omului că vei trece un examen mai greu și va trebui să înveți ce este bine și ce este rău, dar la timpul și la forma cuvenită și în modul la care va trebui să-ți descoperi aceasta, el a tras cu urechea și nu i-a spus omului, mănâncă din pom, ca să vezi ce se întâmplă. Nu. A zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii, a zis să nu vă băgați nasul pe acolo. Ce a putut și el ciuli din fugă? Și ăsta prost, că așa spune la spovedanie, nici săruitare voi da ca Iuda, nici voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Deci iată cum omul a descoperit taina din rai, diavolului. Și ăsta e invidios, ce a zis? Ăsta cu trup să stea în rai și eu, fără trup, înger, să stau în iad. Ia stai tu, leagă, jos de acolo. Și atunci, Adam singur a răsuflat de la spovedanie cu Dumnezeu ce a vorbit și a spus diavolului. Și diavolul a știut pe ce cărare să meargă. Și l-a tras jos din rai. Ei, de data aceasta, Hristos a înțeles lucrul acesta. Și ar fi însemnat să se răstihnească de mii de ori pentru căderea fiecărui om în parte. Și atunci ce a zis? Voi găsi o formulă prin care Duhul Sfânt va fi tot timpul cu omul.
și-a ales această formulă pe care o vedem la înălțare: mă voi duce la Tatăl și vă voi trimite vouă Mângâietorul, care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și a venit Duhul Sfânt în chip de limb ca de foc și n-a mai plecat niciodată. Prin botez, prin mirungere, prin euharistie, prin preoție, prin cununie, prin maslu, prin tot ceea ce se cheamă invocare și epicleză. Și atunci Satan a pierdut teritoriul. De ce? Pentru că Hristos a dat stăpânire oamenilor peste împărăția binelui, peste harismele Duhului Sfânt. Le-a vărsat peste lume. Deci de asta a venit Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. Să verse harisme peste lume. Și unde să duc harismele? Să duc numai la cei credincioși. Credeți că acolo la Iordan, la Vitavara, toată lumea a văzut porumbelul, toată lumea care a auzit glasul, știu ce este acolo, toată lumea care a văzut cerul deschis, a știut că e cerul deschis? Nu! Ioan este singurul ascet absolut care a văzut toată această taină și cu el sunt sigur că erau cei doi. Andrei, cel întâi chemat, care era ucenic lui Ioan și apoi se duce la Hristos, și să mai pare că tot în acea vreme era și Ioan Evanghelistul, cel tânăr, sub formă, era copil, deci era un minor care era la Vitavara, pentru că și el va deveni ucenicul lui Hristos, cel iubit și cel mai tânăr dintre toți, care îl va însoți până la cruce. În rest, ceilalți apostoli apar pe parcurs, îi cheamă, deci știți, Duminica Chemării Apostolilor la ucenicie, la apostolie. În momentul în care... Deci în momentul în care taina se reflectă și Epifania se arată, Ioan Botezătorul spune: celui ce vine după mine nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Adică e o taină care mă depășește. Era un limbaj al timpului de atunci, era un limbaj pe care noi îl mai folosim și astăzi, când spune Apostolul Pavel, cred că la Corinteni, dacă nu mă înșel, să îmblați în cărările Evangheliei Dreptății. Deci se vede că se referea, când spunea din încălțămintea lui Hristos, la Evanghelia care avea să propovăduiască și care era cărarea de lumină pe care trebuia să meargă. Dar în clipa în care spune nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei, e clar că nici Ioan Botezătorul nu avea descoperirea totală de a ști lucrarea lui Dumnezeu în lume. Până aici. Și atunci spune cu smerenie și cu cinste: mie mi-este să scad, să mă micșorez, ca El să crească. Și de acolo Ioan se retrage din pustie și îl lasă pe Iisus Hristos și începe activitatea mesianică. Pentru că El deja pregătise terenul, de aia se spune înainte mergătorul și botezătorul Domnului. De ce? Pentru că El, când a văzut că e destricată lumea, n-a venit cu vorbe din astea: v-aș ruga să lăsați păcatul, vedeți, nu mai fumați că o să vă îmbolnăviți, vai, nu mai beți că nu-i bine, vai, nu vă mai despărțiți că nu-i frumos. Nu. Le-a spus clar: săcurea stă la rădăcina pomului. Cine n-aduce roadă, să taie și să aruncă în foc. Drepte face scărările lui. Dealurile se vor netezi, văile se vor umplea. Adică nu va fi una caldă, una moale. Ori ești serios, ori te mănâncă iadul. Adică era foarte categoric. La un moment dat, pentru că sărăcia lui Ioan Botezătorul, smerenia lui Ioan Botezătorul, modestia lui Ioan Botezătorul, modul de viață auster, l-au făcut să ajungă la o desăvârșire și la o curățire nemai întâlnită. Era primul om care putea să-L vadă pe Dumnezeu cu ochii trupești. Lucru care, dacă ar veni un sfânt să spună: uite, am avut o revelație, ăsta e nebun, du-l la socola, dă-i pastile. Ei! Ioan Botezătorul s-a învrednicit de acest mare dar al vederii dumnezești. Asta este prima calitate a Sfântului Ioan Botezătorul. De aici și sfânt încă din Vechiul Testament. Pentru că el devine sfânt al Noului Testament în momentul în care pune mâna în creștetul Stăpânului. Atunci Duhul Sfânt se coboară și din Hristos se umple și el de har și primește deja direct botezul cu foc. Și de unde știm că primește botezul cu foc? Vede cerul deschis, îl propovăduiește pe Iisus ca adevăratul Dumnezeu și spune: Mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, iar către popor, de acum vedea falsitatea sufletească din inima lor și vedea că unii intra în apă numai ca să apară botezați și să scape. Și le spunea: pui de năpârcă și de viperă, cine v-a spus că scăpați de mânia care vine? Deci iată ce concept de apocalipsă în scurt.
Nu venea să spună, stai că o să dărâme munță, stai că o să fie cu tremure, stai că o să fie războaie, stai că trebuie să vină Antichrist, stai că trebuie să-ți dea pașaport biometric, stai că trebuie să te însemne cu 666. Nu! Ești viclean. Pe viclean urăște Domnul. Scurt, cine v-a spus că scăpați de mânia care vine? Grâul bun să dă cu lopata la jitniță, pleava să aruncă în foc nestins. Iată cuvinte ale Sfântului Ioan Botezător. Voi să vă mulțumiți cu solda în leafă și să ascultați de mai mari voci, adică de căpetenile romane, pentru că întotdeauna poporul iudeu era privit ca un popor de răzvrătire și Ioan Botezătorul arată că nu vine să schimbe o rânduire romană a timpului de atunci, ci supuneți-vă dregătorilor. Iar vamișilor le spune să ne gustoriți cu dreptate. De unde și Evanghelia pe care o auzim, când Hristos a intrat în casa lui Zaheu, vamșul și el s-a suit în dud și a zis, Doamne, dacă am nedreptățit, întorc și dau jumate la sărat și împătrit celui ce am greșit, a fost tocmai din predicile usturătoare ale Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost văzut cu Hristos la Vitavara. De ce v-am povestit toate aceste lucruri? Ca să nu înțelegeți boboteaza ca pe o sărbătoare în care gata să trage cu pușca, strângă copiii Chirileison, se stropește, trece preotul cu aghiazmă și ai pupat icoana și s-a terminat. Nu. E o taină de mântuire și o epifanie care se va răsfrânge mai departe în taina învierii și este absolut cuvântul Îngerului care spune ce căutați pe cel viu cu cel mort. Deci, iată mărturie despre Sfânta Treime deja în Noul Testament, după Înviere, s-a suit în lumina cea pururea fiitoare, unde nu este umbră de schimbare. Este la Tatăl. Și de aia când cădim Sfânta Masă, spunem, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun ai fost cu Tatăl Hristoase, toate umplându-le cel aceeași necuprins. Deci, iată libertatea Dumnezeirii de a trece prin toate acele terminologii dogmatice care le găsim la Damaschin, imuabil, incomprehensibil și tot felul de filozofii din astea îmbârligate. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să înțelegeți că o altă epifanie a fost învierea. O altă epifanie și a fost mult mai mare. A avut două etape. Pentru credincioși o formă și pentru necredincioși altă formă. Forma pentru credincioși. Și venind femeile mironosițe dis de dimineață la mormânt să aducă miresme, l-au întâlnit pe Iisus. I-au cuprins picioarele și le-au sărutat, iar el le-a spus, nu vă temeți, bucurați-vă. Deci iată prima formă pentru credincioși. Acolo era și Maria lui Cleopa și Ioana lui Huza și Maria Magdalena și cealaltă Maria, era vorba de sora Martei și Maica Domnului. Pentru că ele au umblat tot timpul împreună, mironosițele, cu Maica Domnului. Dar nu se pomenește Maica Domnului, fiindcă e Maică și nu vorbește ea de fiul ei. Orice mamă își laudă fiul și atunci s-ar fi contradictat Evanghelia. Ar fi intrat în anumite conuri de umbră. Iată omul necredincios. Și nu folosesc termenul de necredincios ateu. Îndoielnic. Până nu voi pune mâna în semnul cuilor și în coastă nu voi crede. Hai, Toma, vino și mă atinge. Adu-ți semnul, mâna în semnul cuilor și pune degetul în coastă. Domnul meu și Dumnezeul meu. Da, gata, cred. Pentru că le-a văzut. Dar nu a crezut pentru că nu le-a văzut. Că dacă nu vedea semnele, credea că e nălucă. Și a spus, dați-mi să mănânc. Duhul n-are trup și carne. Și i-au dat pește fript și fagure de miere. Numai să-i convingă că e adevărată epifania și arătarea. După aceea s-a arătat în drumul Emausului, după aceea la Marea Tiberiade, ETC. După aceea, la înălțare, iarăși s-a ridicat pe norii cerului și a spus, eu mă duc la Tatăl, deci mărturie din gura Fiului, și vă voi trimite vouă Mângâitorul. Ioan 1, 25 sau 25 cu nu știu cât, nu știu exact. În momentul în care s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limb ca de foc, cu vuiet mare și cuvânt, s-a văzut a treia persoană din Sfânta Treime, deci Duhul Sfânt, dar în chip, așa zis, catafatic, adică văzut, pipăit, ceea ce este o formă antropomorfă a lui Dumnezeu. El nu-i foc, ci mai presus de izvorul focului. După aceea, va mai fi încă o epifanie, arătarea a doua a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, pe scaunul slavei, în Valea lui Iosofat, care ați văzut Ierusalimul, știți că-s numai morminte acolo și cât te uiți până la Sfântul Sava, că de aceea și-a luat termenul acesta
că se va face judecata în Valea lui Iosafat. Acolo mergi din munte în munte și din tâmplă în tâmplă și din culme în culme până ajungi în Africa. Deci atât ai de mare acea întindere de munți și de văi, că se va face pe norii văzduhului, încât încap toate popoarele pământului. Este simbolul infinitului. În momentul în care va veni aici, iarăși vedem Sfânta Treime, dar cum o vedem? Toată judecata Tatăl a dat-o Fiului. Deci Tatăl nu va judeca, ci va sta lângă Fiul. Și Fiul spune, precum aud judec și judecata mea este dreaptă, că nu vin să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. De ce cum aud? Hristos a suferit, a flămânzit, a însetat, s-a întristat, a plâns, a râs, a binecuvântat, a vindecat, a înțeles suferința, sentimentele, deci de aceea El judecă lumea. Tatăl n-a stat în lume. Tatăl doar a vizitat lumea la stejarul Mamre. El a creat-o și s-a bucurat odihnindu-se peste ea, dar i-a dat-o Fiului care a spus, eu o voi mântui. Că a spus Tatăl, va cădea. Și Fiul a spus, o voi mântui. Și Duhul Sfânt a spus, o voi curăți. De aia spune, vino și te sălășluiește într-un noi, bunule, curățește toată scurcăciunea și mântuiește sufletele noastre. Și ultima epifanie este slava lui Dumnezeu sau ziua a opta, când vor sta toate sufletele dreptelor într-un cer nou și un pământ nou. Nu pământ din ăsta cu covoare și cu flori. Acolo nu mai știm noi. Dincolo de Sfinții Părinți trece numai revelația mai presus de fire, extazul, uimirea și răpirea. Ceea ce vă rămâne vouă însă important de la sărbătoarea Bobotezei este acest fenomen. Deschiderea cerului și sfințirea apelor, care sunt elementul cel mai simplu prin care noi ne putem curăți de prostie și de păcat. Anafora și aghiazma care o luăm zilnic, sfințită cu Duhul Sfânt, și apoi aghiazma mare care se face în ziua de bobotează, care este, nu cum a spus odată cineva, zice, că are mai mult har. Nu, are același har ca orice aghiazmă, dar se face special numai în ziua de bobotează, pentru că atunci Duhul Sfânt cu precădere îi dă puteri nefirești și necunoscute nouă ca lucrare în momentul când o consumi, o bei sau te botezi sau ce faci cu ea, pentru că sunt oameni care se botează, ca tehumenii pe vremuri, se botezau la Paști și la Bobotează pe vremurile începuturilor creștine. Și atunci erau sărbători cu deosebită, el este și praznic împărătesc, cu deosebită luminație, cu deosebită strălucire. Iar Ioan Botezătorul este prototipul omului absolut. Hristos când s-a născut ne-a arătat că dacă nu ești om, nu ești cu Dumnezeu. Ioan Botezătorul ne-a arătat că dacă nu ești curat și ești ascet, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. Nici cerul deschis, nici Duhul Sfânt, nici pe mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lui. Așa că ne rămâne să alegem. Ori cu Hristos și Ioan Botezătorul, ori cu voia noastră, cu iubirea de sine și cu patimile noastre. Amin.